De 1 mai, târgujienii au avut un nou motiv de distracție. Cu micul mare, aceștia au poposit în Dumbrava Drăgoieni, unde municipalitatea a organizat tradiționala sărbare câmpenească pentru a marca, așa cum se cuvine, ziua muncii. Sunt și comercianți, sunt și foarte mulți cetățeni care au venit de 1 mai la Drăgoieni. Dumnezeu, din ceea ce văd, este alături de noi, pentru că avem și o vreme frumoasă. Sperăm ca până diseară terasele să fie pline. Din ceea ce văd, aproape sunt pline din acest moment, dar noi sperăm la un flux cât mai mare de cetățeni care să vină spre pădurea din Drăgoieni. Am și asigurat transportul prin transloc, măsurile de securitate cu jandarmi, poliție locală, poliție națională. Văd că sunt toate motivele ca târgujienii să se bucure de acest eveniment. În Dumbrava Drăgoieni, copiii s-au putut distra la parcul de distracție amenajat, iubitorii de muzică populară i-au ascultat pe artiștii ansamblului Doina Gorjului, iar meșterii populari gorjeni au putut să-și promoveze și comercializeze obiectele tradiționale. Acest eveniment va fi urmat de Sărbătoarea Narciselor, care va fi organizată de autoritățile locale din Târgu Jiu la preajba pe 6 mai. Programul evenimentelor va fi similar cu cel ce a fost instituit de Ziua Muncii în Dumbrava Drăgoieni.